Proprietățile turistice din zonele montane au devenit tot mai numeroase în ultimul timp. Zona montană a atras atenția investitorilor și organizatorilor de turism datorită oportunităților oferite pentru dezvoltarea unei activități turistice eficiente. Astfel că putem vorbi astăzi despre existența unei oferte complexe. Specialiștii Forumului Montan susțin că în perioada anilor 90 în România era ridicată prima pensiune turistică și astăzi, după 30 de ani, există peste 8.000 de unități de agropensiuni. Multe modele am făcut în toate domeniile. Avem chiar o victorie în turism și agroturism. Noi, care a plecat de la mine, de la prima comisie a zonei montane, de la prima gospodărie agroturistică, să iei de la nivelul unui popor rămas în semifeudalism și să-l aduci la nivelul la care ne găsim acum, cu peste 8.000 de pensiuni în zona de munte, este un succes. De acum nimeni nu mai poate opri acest drum. Chiar cei care sunt concurenți, că sunt totdeauna concurenți în domeniu. Zona montană reprezintă o zonă de atracție pentru turism și în același timp pentru oamenii de la munte o posibilă sursă de trai. Și de aceea în aceste zone montane au fost dezvoltate după 1990 foarte multe pensiuni turistice, agropensiuni turistice, campinguri, hoteluri mai puțin, dar în general spații de cazare, iar în ultimul timp se preconizează să se facă și acele case turistice în care în gospodăriile țărănești se poată fi făcute puncte de turism și puncte de atracție pentru cei care doresc să facă călătorii în zona montană.